În pădurea cu alune aveau casă doi pitici. Vine pupăza și spune: numele meu e Alex Nedea, sunt jurnalist la Recorder. România devine din ce în ce mai mult un fel de Narcos, dar cu țepe. Nu știu dacă e doar sentimentul meu, dar parcă nu reușim deloc să spargem odată rețeaua asta de șmecheri. Zici că ne-am întors în anii 90, doar că acum avem acces la internet și putem să dezbatem, de obicei după ce țeapa s-a dat. Nu că țeparilor l-ar păsa prea tare de ce dezbatem noi, că văd că oamenii nici nu se mai obosesc să dezmintă investigațiile, pur și simplu nu bagă în seamă. Considerați că doamna Vicol s-a folosit de poziția de președinte al Comisiei Juridice? Nu, pentru că nu a făcut... de PSD acum, din, practic. Am înțeles tot și direcționarea pe care o doriți, n-am nicio problemă. N-am văzut nicio modificare legislativă care să o avantajeze pe doamna Vicol în vreo afacere. Cel mult vezi o demisie, dar banii tot la ei rămân. Dezvoltarea unui al șaselea simț în identificarea schemurilor e un skill crucial în societatea modernă și, din fericire, sunt câțiva oameni în online și câteva publicații care fac treaba asta de jurnalist adevărat, cu toate riscurile. Adevărul e că îți trebuie curaj să vorbești de așa ceva, dar apoi să investighezi cu nume și dovezi. Eu vă zic din prima, cei 3,5% din impozitul pe venit de la mine merg la Recorder de câțiva ani. Hai să vedem ce s-a întâmplat după investigația cu schema Nordis sau Chordis, cum glumesc internauții onorată instanță. Am împărțit clipul în consecințe după investigație, reacțiile influencerilor, pentru că asta ne interesează, suntem pe internet, care au făcut sau n-au făcut reclamă la Nordis și cum putem să ne ferim de așa ceva în limitele competenței mele. Nu mă pricep foarte mult, dar știu câteva chestii de bază și o să ne folosim și de ce au zis alți oameni care știu mai bine. Dacă vă interesează o anumită parte, aveți segmentele aici. Care au fost consecințele? După ce Recorder publică o investigație, încep să se întâmple lucruri. Întrebarea e: de ce presa se miră la investigațiile Recorder de zici că ei nu sunt jurnaliști? Zici că sunt exact pe aceeași treaptă cu noi, publicul, care, na, acum descoperim lucrurile alea. Cât timp meseria lor e să investigheze, nu? Că există jurnaliști de investigație. ProTV, Antena, Digi, era și treaba voastră să căutați așa ceva. Aveți resursele necesare să investigați pe oricine. De ce nu? E greu când 3/4 din presă e controlată într-un fel sau altul politic. Nu am menționat România TV și asociații, că acolo e un pic mai complicat. De exemplu, România Fast Forward ia apărarea Nordis cu un tupeu fantastic. Și nu e prima dată când aia vorbesc aiurea de Recorder. Dar o să vedem materialul cu ghilimele mai încolo. Mai penibili sunt ăștia care sunt constrânși de situație să difuzeze ceva din materialele Recorder, că altfel n-ar da bine, nu? La imagine să bage sub preș. Când o fac, tot se fac de căcat. Gen Digi, care punea bipuri peste numele dezvoltatorului imobiliar, Sanchi. Vreau să vă întreb de firma familiei dumneavoastră, care și-au pierdut economiile de o viață la... Poftim? Și-au pierdut economii, oameni care și-au pierdut economiile de o viață la primind niște contracte de promisiune care nu au fost niciodată puse în... Niciodată? Schema folosită de grupul Nordis, acuzat că ar fi vândut din faza de proiect aceeași locuință de două ori, pare să fi fost o practică folosită și de alți dezvoltatori imobiliari. Tot e un plus că le-au dat numele. Acum să vedem și dacă ProTV sunt dispuși să vină și ei cu o investigație despre ceilalți dezvoltatori care au înțeles greșit ideea de a împărți cu aproapele tău și au împărțit același apartament la mai mulți oameni. Cazuri în Alba Iulia, în Cluj și, dacă mi-amintesc bine, a fost un caz recent și la Ploiești. Investigația Recorder a fost pe primul loc în trending, încă mai e pe acolo. Asta e bine, dar nici nu am prea mare așteptări că România o să încerce să și facă ceva concret. Mă uitam cum a fost huiduit ciolacul pe stadion la Ploiești. Dacă vede cineva de pe afară reacția aia, ar zice că e cel mai urât om politic din România. Dar omul e premier și o să aibă o grămadă de voturi datorită partidului din care provine. Așa și aici, toată țara vorbește de Nordis și parcă vezi că deodată s-a stins totul și în cel mult o lună jumate nu mai știe nimeni ce s-a întâmplat. Laura Vicol, soția asociatului principal al Nordis, a demisionat din PSD acuzând un linșaj mediatic conform demisiei în
alb care circula prin presă. Doamna aia care mergea cu mașinile firmei, dar spunea că n-are nicio treabă cu afacerile soțului. Acea doamnă care face parte din Partidul Social Democrat și purta ceasuri de valoare unei case luxoase într-o zonă bună sau de valoare unei case amărâte din Viscri. Depinde, imobiliarele au luat o razna și ele, nu mai știi ce se întâmplă. Ceasul de pe mâna Laurei Vicol, vizibil în ultimele poze afișate pe Facebook, pare un model Richard Mille, Richard Mille, ca sunt sărac, nu știu să citesc astea, RM01 sau RM037, ambele în valoare de $180,000 sau peste. Surse din PSD au confirmat pentru G4media.ro că Laura Vicol s-a lăudat colegilor din partid cu prețul de achiziție de mai sus. Doamna era și ea președintea Comisiei Juridice din Camera Deputaților, comisie care trebuia să apere clienții păgubiți de soțul ei. Vă zic, trebuie să vină Netflix să facă un serial inspirat din fapte reale, că în România corupția bate filmul. Ciolacu anunță că doamna Vicol nu va mai candida la parlamentare. Sunt sigur că e foarte afectată. Sigur plânge mașina firmei acum. Și sunt sigur că Ciolacu a fost foarte dur cu ea, ținând cont că Ciolacu a fost acuzat. A fost acuzat, nu se știe sigur, că ar fi fost în vacanțe prin Dubai cu Vicol și soțul ei. Nu am fost niciodată în Dubai cu familia Ciorbă în vacanță. Niciodată. Este o suprapunere de avion când m-am întors în țară. Iertați-mă. Da, domnul Ciolacu, așa a fost și suprapunerea de cumpărători pe același apartament, sigur. La capitolul publicații care au preluat și discutat pe marginea investigației, că e mai easy așa decât să faci tu investigația ta, cea mai interesantă a fost România Fast Forward. Și nu știu dacă se încadrează la publicație sau canal online de știri, ori departament al vreunei televiziuni care deja există. Nu se știe. Hai să începem direct ca să nu vă plictisesc. Am fost și am vorbit cu fondatorul Nordis după scandalul din online din ultimele zile pornit de la materialul publicat de Recorder. Am zis că dacă tot are tot internetul o părere despre treaba asta, să ne implicăm și noi puțin așa cum ne pricepem. Și cum s-au priceput, au aranjat un interviu cu Emanuel Poștoacă, băiatul ăsta care nu știa nimic de absolut nimeni, de nicio fraudă în investigația Recorder. Nu o să pun prea multe segmente din chestia aia denumită interviu, în care omul pare că citește de pe foaie și România Fast Forward nu e deloc bias. Că n-aș vrea să iau strike de la România Fast Forward, dar ar fi ironic. Pe scurt, el zice că a fost scos din context și că de fapt ar fi discutat mai multe cu Recorder, dar băieții ăștia răi au tăiat la montaj și bietul om a picat de prost. Sunt așa de multe frânturi de informație în acest reportaj. Eu am dat un interviu, interviul către reporterul Recorder. Acel interviu a durat undeva la 2 ore și jumătate. În reportaj apar 10 minute, nici măcar. O parte din interviu s-a filmat în fața sediului nostru, 2 ore și un pic au fost filmate în interiorul sediului. Am răspuns la toate întrebările pe care dânsul ni le-a pus, am crezut noi toate nelămuririle adresate, am prezentat proiectele, am prezentat punctul de vedere, dar la final s-au scos din context și s-au folosit anumite frânturi. Și reporterița foarte profesionistă și imparțială, ci că, domnule Poștoacă, de ce credeți că s-a început această campanie de denigrare? Bă, mai nou, investigația e denigrare? Omul ăsta care zicea că informațiile false pe care le dădeau în presă, cum că ar fi avut disponibile zeci de apartamente când ele erau deja vândute odată, nu erau minciuni, erau strategie de marketing. Acum orice țeapă e strategie de marketing. Nu că Nordis ar fi o țeapă, dar am zis așa în general, știi? În poziția oficială Nordis s-a comunicat de-a lungul timpului, brandul Nordis a fost atacat de mai multe ori public și asta a implicat costuri enorme. Care credeți că a fost scopul acestei campanii de denigrare și de atac la adresa proiectelor dumneavoastră? După cum bine se poate observa din aparițiile de presă din mass media din ultimii 2 ani, considerăm că mare parte din atacurile au tentă politică. Evident că expresii gen denigrare și atac politic au apărut și în punctul de vedere oficial publicat de Nordis pe site-ul lor. Citez. Este cel puțin ciudat ca acest reportaj, unde reporterul a precizat că ar lucra foarte mult timp, să apară fix în ziua în care Tribunalul București trebuia să se pronunțe în subiectul deschidere procedură insolvență. Noi nu credem în coincidențe și credem că nici investitorii noștri de bună credință. Răspunsul e lung și, din punctul meu de vedere, e făcut intenționat să
te pierzi în detalii. Îmi place că oamenii au tupeu în continuare să își caute investitori, să investească în reclame și să facă damage control. Nu știu dacă se mai poate face așa ceva. Probabil așa arătau și termenii și condițiile de prin contracte lungi și nu înțelege nimic. Tot încearcă explicații cu modele de business, cifre, procente și restituiri de sume la termene foarte îndepărtate. Tot în interviu cu Emanuel Poștoacă, prezentatoarea România Fast Forward zice că din investigație lipsește poziția oficială a Nordis. Un pic jignitor, ținând cont că ea face clipulețe cu știri denaturate pe TikTok și Recorder sunt niște jurnaliști adevărați, dar mă rog, ce să zic, Spor l-a manipulat conținutul în continuare că tupeu nesimțit aveți deja. În fine, într-un final, se schimbă legea, sau mai exact, se bat ăștia în cine a fost primul care a promulgat legea asta, cum a fost și cu păcănelele, că doar suntem în campanie. Se vorbește de o lege care să limiteze avansul pe care dezvoltatorii imobiliari îl pot cere la 10%. Sunt firme care cer 90% avans pentru ceva ce nu există și se află cel mult în stadiu de proiect. Plătești o machetă și niște promisiuni. PNL zice că a depus un proiect de lege pe tema asta din 2019. PSD a redactat un proiect de lege similar acum și tot așa, dar nimic concret. Plus, bonus cumva, se discute de o lege care să reglementeze statutul de agent imobiliar. În ce stadiu e țara asta încât de atâția ani de vânzări imobiliare și făcut scheme și șmecherii, nu avem deja o lege pentru treaba asta. Cazul Nordis scoate de la naftalină propuneri de legi în imobiliare plogate de ani de zile în Parlament. Una dintre cele mai importante îi vizează pe agenții imobiliari. Cine vrea să vândă case va trebui să obțină un atestat pentru a putea profesa și o asigurare prin care clienții să fie protejați de țepe imobiliare. Se discută și despre reclama frauduloasă pe care o practică băjeții ăștia șmecheri prin publicitate direct brand client, publicitate cu care au umplut atunci orașele, ori pe tricourile arbitrilor din Liga 1. De exemplu, în ianuarie 2021, ProSport anunța că FRF a ajuns la un acord cu Nordis Group. Mă mir cum nu s-a auzit ceva și de legături pe la federație, că ce e și acolo e mare șerpărie. Dar printre cele mai importante funnel-uri de atragere a clienților se numărau reclamele marcate sau nu prin intermediul influencerilor. Ca și reacții la materialele Recorder se uită cam toată lumea care stă prin online pentru lucruri mai deep decât outfit check-uri de la influenceri. Ah, stai! Unii influenceri au mers chiar la Nordis să facă outfit check-uri. Am venit la Nordis Mamaia, unde are loc acest eveniment de open house. Deci facem și un research, vă iau și pe voi. Această rochie Valentina, sacoul, am genitul asta de la H&M și veșnicii, noi mei veșnici bocanci de la Dolce & Gabbana. Hei, astăzi mergem să facem research în locul unde o să vă pierdeți banii. Clipul ăsta e postat pe canalul Nordis și e evident că e o reclamă. Ceușancică își face research-ul. Research care înseamnă bocancii mei Dolce & Gabbana? Încă nu înțeleg de ce personajele ca Ceușana au atâția urmăritori, dar e amuzant în același timp că pozele de la Nordis pe care le postase pe Facebook au 12 like-uri pe o pagină cu 350.000 de urmăritori. Nu știu cât ar lua Ceușan pe un pachet din ăsta de campanie, dar cu 12 like-uri mai bine aș da banii la un om random de pe stradă să-mi facă niște TikTok-uri. Cred că ar fi mult mai ok. Mă rog, clipul are 4 minute, prezintă ea pe acolo niște planuri de viitor ca și cum ar fi deja construite, apartamente, piscine, stații de încărcare, alea. Nada. Au fost mai mulți influenceri, mai mici sau mai mari, care au mâncat și o bucățică din investiția păgubiților sau care au avut parteneriate de tip barter, printre ei se numără, evident, Shelly. Spunând că nu avea de unde să știe adevărul din spatele Loresului, și că nu a luat niciun ban de pe urma acestei promovări. Eu n-am luat bani de la STB, niciodată, nici de la Gabriela Firea, nici de la Primăria Capitalei. Never ever, niciun leu. Mm-hmm. Aia n-a fost o campanie plătită. Am greșit videoclipul, mă scuzați, se întâmplă și la case mai mari. Punctul 1. Nu am încasat niciodată nici un leu, nici un ban de la Nordis sau orice altă firmă din grupul Nordis. Eu am avut o singură colaborare, și pun accent pe cuvântul singură, colaborare cu... Acum 3 ani Shelly a promovat pe Insta printr-un story proiectele Nordis, prezentând afacerea ca ceva inovativ în România și o investiție profitabilă, garantată. Știți clipul care a circulat pe TikTok zilele astea? Măcar clipul să mai circule dacă Shelly nu. Însă vreau să vorbim un pic despre asta, pentru că e un ansamblu huge, cu praș, cu clinică de recuperare medicală, au peste
712 camere de hotel și peste 600 de apartamente. Și acum au peste 750 de procese. Cifrele vin spre Nordis din toate părțile în mod constant. Ce e greșit la a promite randament anual garantat de 7% din valoarea apartamentului, e acel garantat. Foarte special a ei e modelul de business cu care au venit pe piața din România. E un model pe care l-am mai văzut în alte țări, însă niciodată aici. Nu doar că poți să-ți cumperi un apartament pe care să-l folosești după bunul plac, dar de asemenea ai putea să cumperi unul, iar Nordis să închirieze pentru tine și să-ți oferă un randament anual garantat care este de 7% sau peste. Garantat de cine? Prin ce? De Shelly? Clar nu. Oricum, el a citit un script și singurul lucru de apreciat e că l-a ținut minte ca să-l spună pe de rost. În rest, nu cred că pentru el a avut vreo valoare ce zicea acolo. Erau doar cuvinte ca să se respecte înțelegerea lor de barter. Putem să-l acuzăm că nu i s-a părut dubios să apară în public și să garanteze randament pentru un dezvoltator, dar nu îl putem acuza că ar fi știut de schemă. La vremea aia, într-adevăr, nu existau mai deloc surse care să critique Nordis. Shelly spune că a avut barterul în luna iunie 2021. Singura sursă interesantă a apărut abia în august 2021, într-adevăr. A fost un articol de la ziare.com, una dintre puținele publicații care a scris ceva despre problema Nordis. La 29 august 2021, oamenii ziceau: Nordis, apartamente cu livrare la Sfântul așteaptă. Cum sunt păcăliți clienții care și-au plătit locuințele de ani buni? Și explicau cu dovezi, cu chestii. Paradoxal, deși proiectele imobiliare întârzie să fie finalizate, Nordis anunță noi și noi dezvoltări. În condițiile în care se laudă cu un procent de vânzări de peste 50% la cele deja începute și nepredate și percepe de la clienți avansuri și de 95% din suma totală. Deci, din surse publice, Shelly n-avea de unde să știe că Nordis o să devină una dintre cele mai cunoscute scheme de tip imobiliar în momentul în care ei au filmat clipul la piesa Porsche, piesă de la binecunoscuta trupă Five Gang. Colaborare cu ei în anul 2021, mai exact în luna iunie a anului 2021, este foarte importantă data la care s-a întâmplat această colaborare și acea colaborare a fost una de tip barter, nu a fost o colaborare plătită. Mai exact, eu aveam nevoie pentru un videoclip muzical al unei piese Five Gang să filmez într-o locație luxoasă și m-am interesat să filmez în recepția pe care o aveau ei la sediul lor de pe Area Alexandru. În aceeași piesă apare și Dorian. Putea să fie un lucru irelevant, până când Hâț a decis că ar fi interesant să ne vorbească despre Nordis din poziția lui de deținător de cartier rezidențial. Bă, nu-mi place mie să mă bag ca musca în lapte, dar ideea este în felul următor. Eu cred că am 2 ani, dacă nu chiar 3 ani de zile de când aud, cu urechile astea ale mele foi de varză, cu care aud foarte multe aviz sifoanelor. 2-3 ani de zile de când tot aud că treaba cu Nordis e scam. 2-3 ani de zile. N-auzi nimeni, mă? Dorian cică știa de Nordis de vreo 2-3 ani, acum piesa Porsche este de 3 ani. Dacă știa de 2 ani, să zicem, putem să întrebăm de ce nu ne-ai zis și nouă, gen. Dacă e vorba de 3 ani, e cam nasol. Așa prieten să ai să te lase să promovezi o țeapă când ei știau de ea? Îi ziceai tu, bă, Shelly, cu ăștia ți-ai găsit să faci barter, mă, frate? Nu știi că sunt țepari? Ce prieten ești tu, băi, borfașule? Oare câte lucruri mai știe Dorian și nu vrea să ne spună? Și oare de câte ori o să mai apară Dorian să ne spună că știam, băi, fraierilor de asta. În materie de presă au ieșit niște articole, ca de obicei, despre banii lui Shelly și că și-ar fi luat mașină din reclamele de la Nordis. Jurnaliștii de CanCan au o obsesie să scrie articole despre mașinile lui. La fel, oamenii și-au amintit că ar avea un apartament prin Mamaia, dar nu e vorba de Nordis, e în altă speță. E vorba de Marina Tower, alt bloc trântit în Mamaia, din cauza căruia se desfășoară un alt proces. Nu cred că a convins Shelly pe cineva să investească în Nordis. Cred că aia s-au bucurat că l-au pus acolo în palmares. Nici nu cred că era conștient ce face, dar, la fel, nu e deloc în regulă să lăsăm oameni care n-au nicio expertiză pe domeniu și nu își pot face un research bun să promoveze orice. Nu sunt de acord că influencerii care au promovat asta trebuie să vorbească de subiect acum, sau că au vreo datorie morală să vină să-i critique pe ăia de la Nordis. Influencerii nu ar trebui să vorbească deloc de investiții și nu ar trebui să mai aibă voie legal să facă reclame plătite la nimic din ce are legătură cu finanțele. Și soluția ar fi simplă, să luăm modelul din vest, în UK, de exemplu, unde există reglementări clare pentru finfluencer, fin de la financiar. Din octombrie 2023, autoritatea de conduită financiară din UK obligă influencerii care promovează produse de tip financiar să obțină o autorizație de la organizația acreditată de FCA,
tocmai ca să scape de acești guru financiar și influencer care promovează cu diverse interese ascunse, cripto, scheme Ponzi, scheme piramidale și alte căcaturi. Se menționează și detalii despre ce ai voie să garantezi în reclamele de genul. La fel și în Franța, unde există, cum ar veni traducerea, certificat de influență responsabilă și se poate obține doar dacă ai cunoștințe despre ce promovezi în domeniul financiar. Cum ar fi și corect. Diferența e că pe acolo sunt și instituții care trebuie să supravegheze și să reglementeze toate chestiile astea. La ce dezmăție pe la noi cu reclamele, o să ia probabil vreo 15 ani să reglementăm totul, dar ar fi un început treaba asta cu finanțele. Aș vrea să facem o petiție care să-i interzică lui Măruță să-și mai caute publicitate prin donații publice pe YouTube, cât timp el ar promova în podcastul ăla orice și nu m-ar mira să fi fost și cuplu Măruță pe la un eveniment Nordic. Se poate totuși să vezi schemele și să le refuzi. Chiar dacă e un YouTuber mai puțin cunoscut, Răzvan Bălănescu a refuzat parteneriatul cu Nordis. Vă las mail-urile, adică mail-ul. Am fost contactat de către Nordis la data de, 2022. Nici nu mai țin minte dacă le-am răspuns sau nu. L-am deschis, l-am citit și ce să... Salut, Răzvan, suntem de la Nordis, vrem să colaborăm cu tine, să ne promovăm reciproc. Bun. Atunci, pe vremea aceea, nu știam atât de multe despre ei, doar că văzusem reclame peste tot cu ei și reclamele erau destul de fishy. Spuneau așa, garantăm 7%, 8% la Brașov, la Sinaia, la... Probabil e chestie de maturitate sau de foame, că dacă ești genul care să promoveze orice, o să promovezi și Nordis și orice îți vine pe mail. Dacă ești genul care mai selectează și alege din ofertele pe care le primește, probabil o să eviți țepe din astea și nu o să le promovezi. Cum ne ferim de așa ceva? În cazul în care ai banii necesari să faci investiții de genul, mă gândesc că n-ai nevoie de sfaturile mele. Totuși, sunt niște chestii care se aplică la mai multe alte tipuri de contracte, gen clauză de confidențialitate, care în contractele Nordis era mare și bătea la ochi. Unii au înțeles că dacă semnai acea clauză, n-aveai voie să vorbești de apartamentul tău. Nu, man, n-aveai voie să vorbești de rău de Nordis. Evident că, pus în poziția de a plăti 20.000 de euro pentru orice declarație publică legată de Nordis care ar putea fi considerată defăimătoare, n-au fost mulți care să iasă public. Nu s-a apucat lumea să facă TikTok-uri despre Nordis gen "Hey guys, am luat seapă azi." Ca să închidă gura la oameni, aveau clauză toți clienții care spuneau că nu e negociabilă de 20.000 de euro pentru încălcarea confidențialității sau pentru defăimare. Asta ce înseamnă? Că dacă un client era nemulțumit... Exact, n-avea voie să spună absolut nimic și să nu vorbească cu nimeni. De-aia nu vedeți oameni în stradă, deși sunt sute de oameni care văd pe grupuri care spun că le-ar da cu ceva în cap dacă ar putea. În general, când semnați un contract important, mergeți cu el la un avocat bun sau, dacă aveți ceva experiență, citiți-l de 3 ori că nu se știe. Clauze de confidențialitate, clauze în caz de insolvență, cum e cazul la Nordis acum și tot așa. Verificați firma pe listă firme, dacă aveți acces pe termene, ar fi și mai bine. Vedeți cifra de afaceri, datoriile și, sfat personal, nu cumpăra ceva atât de important pe baza unor reclame, indiferent cine le face și câtă încredere ai în persoana aia publică. Oamenii au cumpărat promisiuni în stadiu nefinalizat. Sună ciudat, dar e ceva întâlnit. Două părți pot semna un contract cu clauze pentru acea promisiune de vânzare, chiar la notar. Se dă avans și dacă una dintre părți nu respectă promisiunea în funcție de cum a fost stabilită, se aplică sancțiuni. Sfatul numărul 6. Dacă faci o promisiune de vânzare, notează-o în cartea funciară. Eu am cumpărat un spațiu comercial rămâne cu Vâlcea, exact așa am făcut. I-am dat avans, l-am blocat în cartea funciară ca să nu poată să vândă altcuiva. Dacă nu notezi, promisiunea aia în cartea funciară, vânzătorul poate să facă 100 de promisiuni, ceea ce e nasol. Poate să vândă de 100 de ori, el poate să facă o schemă Ponzi pe chestia asta. Ca să evite așa ceva, îl blochezi în cartea funciară și el nu mai poate să vândă altcuiva decât ție. Sau dacă se răzgândește, va plăti penalizarea din promisiune. De obicei dai avans suma X, dacă eu mă răzgândesc, îi mai dau încă o dată suma X, că m-am răzgândit penalizare. Sau dacă el se răzgândește, îmi dă înapoi suma mea X, plus încă o dată
penalizare, suma X. Nu sunt un expert și cred că nici Răzvan Bălănescu nu e un expert, dar astea sunt câteva sfaturi de bun simț, chestii de bază. Păcat că în România încă există sistemul perfect de manevră pentru astfel de țepe alimentate de nepăsarea oamenilor și foamea unora. Pentru mine e clar că motorul acestor țepe ar putea fi oprit doar prin lege, dacă ar fi cineva care să dea acele legi și să monitorizeze aplicarea lor. Că pe hârtie e una, în teren e alta. Șmecheriile continuă să iasă la iveală. De exemplu, într-un articol publicat zilele astea de Recorder, continuă investigația cu informații despre legătura dintre șefii Nordis și lumea politică deloc coruptă de la noi. Potrivit investigației, afacerea Nordis a beneficiat și de complicitatea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului. Deci, efectiv, nu aveai unde să te duci că dădeai numai de oameni de-ai lor. Dacă îi dădeai în judecată, dădeai de tanti, vicol. Dacă te duceai la Protecția Consumatorului, dădeai de băieții ăștia. Instituție care are atribuția de a identifica și de a elimina clauzele abuzive din contractele dezvoltatorilor imobiliari. Horia Constantinescu, președintele ANPC în perioada 2022-2024, a știut de clauzele din contractele Nordis de cel puțin un an, dar instituția condusă de acesta nu a luat nicio măsură concretă pentru îndepărtarea acelor clauze. Conform articolului, Nordis a fost ocolită de controlele ANPC și ar fi primit o singură amendă ridicol de mică în 2023. Am aici, ți-am adus să vezi două documente care demonstrează clar că cel puțin anul trecut, de anul trecut, cei de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor știau că există probleme în contractele Nordis. Horia Constantinescu s-a oferit să meargă la testul poligraf ca să demonstreze că e nevinovat. Poate merge la Shelly, că oricum are emisiunea pregătită. După publicarea acestui articol, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului ne-a trimis și răspunsul la solicitarea noastră prin care ceream numele dezvoltatorilor imobiliari din București care au făcut obiectul controlului tematic care viza inclusiv identificarea clauzelor abuzive din contracte. ANPC ne-a transmis o listă cu 71 de firme în controale în 2023, din care lipsește tocmai Nordis Management SRL. E extrem de îngrijorător că investigațiile de genul sunt făcute în cea mai mare parte numai de jurnaliști independenți și da, știu că și Recorder sunt acuzați că ar avea legături politice. Mi se cam rupe, ținând cont că avem parte de investigații de genul și dacă toate publicațiile ar face așa ceva, nu m-ar supăra deloc că sunt finanțate de cineva cât timp prezintă adevărul și prezintă adevărul cu dovezi. Și sunt super sătul de marile trusturi de presă cu echipe și bugete care nu știu cum să mai manipuleze informații cu bip, dar chiar am și eu bip, urmă. Băi Digi, băga mea și